câteva zile mai târziu, dăm pe repede înainte, pentru că între timp s-a schimbat acoperișul. Salut Vlad, bine ai revenit! Salut George, mă bucur să te revăd. Când ne-am văzut aici și am vorbit cu Costi despre tot felul de membrane, scociuri și alte asemenea, ai venit tu și ai zis, știi folia de pe acoperiș? Da, vorbeam despre IntelliX. Exact. Noi în momentul ăla aveam altă folie, aia neagră, și tu ai venit cu ideea să o schimbăm. De ce? Am venit cu ideea să o schimbăm pentru că membrana aceasta, barieră de vapor, este special destinată aplicării peste acoperiș. Noi aici avem CLT și vrem să păstrăm la interior aspectul lemnului, adică nu putem să punem bariera de vapor la interior. Aha. În marea majoritate a cazurilor, bariera de vapor e montată la interior și, în general, e acoperită cu gips carton. Noi aici am investit, adică tu, o grămadă de bani în CLT. Este un material natural, rezistent, a stocat o grămadă de dioxid de carbon și are și un aspect foarte plăcut și călduros. Aici e o dispută întreagă despre cât de frumos și cât rămâne la vedere, că Ovidiu Țifui ar vrea să acopere tot tavanul, arhitectul meu vrea să lase tot la vedere. Să vedem cine câștigă. Că eu țin cu Ovi, dar îmi place și ideea arhitectului. Undeva va trebui să facem răcire, dar până una alta vrem să avem opțiuni și ca să avem opțiuni trebuie să rezolvăm cumva partea asta de membrană de la acoperiș, dintr-un motiv foarte simplu. Partea asta de vapor este prea puțin luată în serios de oamenii care construiesc. Explică-ne tu. Trebuie luată foarte bine în serios, pentru că acum, dacă avem de câțiva ani, știu eu, de 10 ani, să spunem, vată bazaltică, izolație cu fibre, știu eu, celuloză, fibră de lemn, sunt izolații permisive la vapor, sunt izolații care lasă umiditatea să iasă către exterior, cumva lasă casa noastră să respire, adică se apropie de o casă naturală, față de exemplu de un polistiren care e total impermeabil. Bun, dar în același timp, o cantitate mare de umiditate, adică dacă, știu eu, gătim foarte mult sau facem duș, un duș prelungit sau avem în casă o petrecere, de exemplu, suntem mulți care respirăm. Sau poate avem plante. Sau plante, există o cantitate mare de umiditate. Pe timp de iarnă, dacă aceasta trece prin izolația noastră permisivă la vapori, adică mai ales unde avem structură timber frame, structură metalică, o structură ușoară în care punem izolația aceasta, acolo poate să treacă repede și să ajungă în stratul exterior, de exemplu la un acoperiș. Avem vată între căpriori, peste căpriori sau sub căpriori, dar dacă trece umiditatea prin ea, ajunge la asterială. De multe ori se folosește, în loc de asterială naturală, se folosește OSB, care e mai impermeabil. Și el va fi rece și acolo apare condens. Dacă scoți acum o sticlă de apă rece din frigider, o pui pe masă, aștepți 5 minute și o să vezi acolo o mică cantitate de apă. Nu vrem să întâmple treaba asta pe structura noastră de lemn sau pe structura noastră metalică. Dar care era problema cu folia pe care avem înainte? Dar era folie depus la interior și era acum... Era depus la interior, dar eu când am primit necesarul, nu am înțeles exact, nu am avut proiectul la îndemână, am primit doar necesar, mi s-a cerut barieră de vapori. Nu cred că vezi prea des case de CLT, din păcate, mi-ar plăcea să vezi mai des. Da, casele de CLT sunt destul de rare, la fel și termoizolarea peste acoperiș este destul de rară. Serios? Da, pentru că putem să facem termoizolare peste acoperiș și dacă n-avem CLT, adică poți să ai niște grinzi din lemn foarte bine finisat și cu un lambriu foarte bine finisat pe care la fel ți-l dorește aparent. Și atunci faci izolația peste. În cazul acesta avem o barieră de vapori. Ca paranteză, să mai avem și podurile acelea, pur și simplu goale, care sunt lăsate să se ventileze natural și nu se mai pune niciun termosistem acolo. Încă se mai practică. Se practică. Da, se practică. De obicei acolo avem o placă de beton dedesubt. Dar cu toate astea, tu ai insistat, după ce este de vorbă cu colegii de la fabrică, de la producător, că vrei să aduci o folie pe care o vedem foarte rar în șantier, e folie mai nouă. Asta e prima dată când o vedeți. Serios? Da. E prima dată în România. Ce mă bucur. Așadar mai avem o premieră, uite, nu știam. Dar tu ai insistat că acest IntelliX este bun din mai multe motive. Ai zis, păi da, oricum. Până când o să ajungeți voi, lemn trebuie și protejat și nu trebuie protejat doar de ploaie. Corect, trebuie protejat și de soare. Aici voiam să ajung. IntelliX, bariera aceasta de vapori, rezistă la UV, adică în momentul în care avem noi lemnul, CLT-ul expus, ea are 2 luni rezistență la UV fără să-i fie afectate proprietățile, adică nu va fi deteriorată de soare. Deci până la sfârșitul septembrie pot stau liniștit că folia este încă în parametru. Da. Eu aș prefera să închid până atunci. Adică din momentul în care am montat CLT-ul... Poate ne aude Iulian și vine mai devreme. Corect. Suntem protejați și de ploaie și de soare. Ok. Adică păstrăm materialul intact. Am mai avut o experiență însă nepotrivită.
Bariera de vapor am înțeles, rezistență la UV, rezistență și la ploaie. Dar am mai avut o problemă eu cu folia pe care am pus-o la mine, pe casa Bucnici. A trebuit să scocim foarte multe chestii. Când am început să umblăm la vată, dacă am vrut să păstrăm etanșitatea și așa mai departe, se tot rupea. Exact, tu ai reținut foarte bine. Aici avem și rezistență la abraziune. Adică dacă eu mă urc pe, poți să mă urc, tu mi-ai zis că nu ne urcăm pe ea, eu ți-am zis. Eu nu mă urcam, eu rău de înălțime. E specială pentru așa ceva. Dar să știi că ești pe proprie răspundere. Da, știu. Ok. Este o membrană rezistentă la abraziune, adică în momentul când lipim benzile de etanșare, în momentul în care vom pune riglele acelea care, între care punem vată, două rânduri de rigle, se va lucra aici foarte intens, cu scule, cu lemne, cu bocaj de protecție, dar membrana rezistă. Okay. Asta este avantajul ei, că e special destinată acestui tip de montaj. Dar noi ne-am încăpățânat să o fixăm cu foarte puține capse, deși văd că, uite, văd aici tot felul de semne. Zice de capse, zice de distanța dintre... Zi-mi un pic ce înseamnă toate chestiile astea, ca să le explicăm. Da, aici avem, începând de la momentul în care derulăm membrana, asta poți să o folosești liniștit și la interior. Are niște proprietăți în plus față de cea de interior, dar poți să o folosești și la interior. Știi? Măcar ar fi over-engineering, ar fi o cheltuială în plus. Exact. Aici îmi arată că trebuie dispusă transversal pe grinzile de lemn, okay, sau pe căpriori. În cazul acesta avem suprafață plană. Aici îmi spune cu ce tip de capse trebuie să o folosesc. Okay. Aici îmi spune că trebuie folosită la 10 cm. Se suprapune membrana 15 cm, etanșăm cu bandă de etanșare. De ce? Dacă aici nu etanșez și rămâne doar așa, una peste alta, în momentul în care bate vântul foarte tare, de exemplu la o membrană de acoperiș, aici va fi vată peste ea, dar dacă ne referim la membrană de difuzie, bate vântul, începe să vibreze, îmi împinge aer rece în vata bazaltică. Care condensează. Dacă a plouat, mă împinge și apă, în timp ea când vibrează se deteriorează. Așa, adică, se fixează cu capse și cu bandă. Da. În cazul de față nu am dat capse peste tot. Și de ce? Pentru că vom avea acele rigle care vor fi oricum prinse cu șuruburi, colțare și alte elemente de fixare. Și încercăm să o găurim cât mai rar. Da, da. Cât mai puțin posibil. Da. E prima oară când o vedem și nu a fost ieftină. Dar raportată la costurile cu umiditatea, pe care sunt cel mai des întâlnite, cele mai multe pagube la casele noi sunt infiltrații. Și de cele mai multe ori oameni nu știu de unde a intrat apa aia. Da, că atunci când plouă nu poți să duci să desfaci acoperișul și după ce se termină ploaia e foarte greu să vezi pe unde a venit apa. Și da, de foarte multe ori vine de aici de sus. Țin să spun că vine de multe ori și din interior. De multe ori sus este montat, știu, carton bituminos, s-au montat, n-au lăsat spațiu ventilat, au pus tabla direct peste membrana de difuzie. Și atunci avem umiditate din casă. Gândește-te dacă ai făcut, de exemplu, greșeala să torni o șapă fără ca să ai bariera de vapori, toată apa aceea din șapă se duce acolo în vată, mai ales dacă e sezon rece, condensează. S-a întâmplat de multe ori să fie umiditate remanentă din lemn, materiale, a plouat pe ele sau pur și simplu din străpungeri să ajungă acolo și rămâne între bariera de vapor de la interior și exterior unde nu mai avem difuzie. Oricum, mai avem un pic și testăm membrana la ploaie, dacă mai stăm mult pe acoperiș. Da, putem să mai așteptăm un pic. Da, hai să vorbim despre costul foliei raportat la utilitatea ei. Înțelegem că este utilă, însă există și variante mai accesibile. Zi niște marje, niște orizonturi de preț pentru genul ăsta de produs. Aici ne-am colaborat pentru a-l arăta în premieră și lucrul ăsta ne ajută pe noi să controlăm o parte din costuri, dar am avut un cost inițial pentru foliile pe care le-am pus. Spune un pic cam cum variază prețurile, astfel oamenii să înțeleagă unde e beneficiu, dar și care este bugetul pe care trebuie să-l aloce. Ca idee, de exemplu, la o mansardă de 100 de metri pătrați, barieră de vapor cu benzi cu etanșare perimetrală, aproximativ 2500 de lei. Dacă considerăm și pentru partea de acoperiș, adică membranele pe care le folosim noi și cu benzi, să spunem 5000 de lei, 1000 și ceva de euro, ca să ai niște materiale de calitate și un sistem complet. Adică nu e de ajuns barieră de vapor sau membran de difuzie suprapusă sau prinsă doar în capsă. Trebuie și benzi, ai nevoie și de etanșare perimetrală. Dacă vrei mansardă, dacă vrei pod circulabil și nu vrei să ai probleme cu condensul așadar, investiți. Dar dacă nu le pui, cu siguranță te va costa mii de euro pentru că la un moment dat va trebui să remediezi.
S-ar putea să ai mucegari sub gips cartoși și tu să nici nu știi, dar să simți că ai probleme, știu eu, ceva, boli de plămâni sau copii, nu sunt ok. Pare o soluție așadar super premium sau de lux, dar de fapt este o chestie absolut necesară și este încă una din soluțiile acelea pe care încercăm să vi le aducem în atenție, că atunci când vă apucați de construit, dacă o bugetați și o luați în calcul suficient de devreme, s-ar putea să iasă mai ieftin. Cu siguranță. Dacă o gândești de la început. Da, dacă nu gândești bine, ești scump. Adică cauți variante ieftină, dar te costă mult mai mult în timp. Exact. Pentru că apar probleme, costuri și deranj. Și hai să mai spunem pe șleau, dacă vrem o casă etanșă și noi o să facem una etanșă, ea totuși va trebui să respire pe undeva și ar trebui să respire pe unde vrem noi, nu să facă condens unde vrea ea. Absolut că va fi mult mai eficient sistemul de ventilație cu recuperare de căldură, dar cum îți spuneam, membranele Intelo, Intelo Plus, Intelo X, sunt membrane cu SD variabil, adică o mică parte din umiditate poate să treacă, dacă am probleme de umiditate mare în termosistem poate să elimine, cumva reglează și se apropie de valorile unei case din materiale cât mai naturale. Chiar și CLT-ul are astfel de proprietăți, așadar toate materialele acestea trebuie să lucreze bine împreună și tocmai de aceea vrem să vă arătăm că nu este doar o casă din lemn. Din CLT, noul beton. Așa ai zis tu? Da. Îmi place. Nu, am mai auzit undeva replica asta și mi-a rămas în minte. Bun. Așadar, sunt recunoscător pentru toate sfaturile lui Vlad. Vlad este și el creatorul, puteți urmări, dar cu siguranță să mai vedeți la noi pe șantier că cred că a prins drag de noi. E deja a 4-a, 5-a oară aici, nici el nu mai știe. Da, eu am mai fost aici, m-am întâlnit și cu băieții care au executat etanșarea, adică acordăm foarte multă atenție celor care montează, pentru că fără ei degeaba avem materiale bune dacă nu sunt puse în operă corect. Mai povestim. Mulțumesc, Vlad. Mi-a făcut plăcere.